Studenții mureșeni mai au o posibilitate de a-și îmbogăți experiența profesională. Este vorba despre proiectul Practică Interdisciplinară, o șansă pentru viitorul tău, derulat de Asociația Culturală Amfion și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul are o valoare de aproximativ 500.000 de euro și se desfășoară pe o perioadă de 2 ani. În cadrul proiectului sunt cuprinși 140 de studenți de la 3 facultăți din Târgu Mureș, Universitatea Dimitrie Cantemir, Petru Mai și Universitatea de Arte. Studenții practicanți vor parcurge în 2 etape diferite module de pregătire practică specifice specializărilor sub îndrumarea unor tutori. Studenții vor lucra cu tutori ai Asociației Culturale Amfion pe competențele lor specifice solicitate de universitate. Într-o etapă a doua se vor constitui grupe mixte, 3 studenți de la Comunicare și Relații Publice de la Petru Maior și un teatrolog de la Universitatea de Arte și împreună vor trebui să lucreze pentru a înființa un ONG și pentru a dezvolta în cadrul acelui ONG înființat un proiect, un eveniment. Potrivit reprezentanților, originalitatea proiectului constă în faptul că studenții vin de la specializări și de la facultăți diferite și trebuie să învețe să facă o echipă funcțională care să dea rezultate. Scopul final al acțiunii este ca studenții să aibă posibilitatea să pună în practică cele învățate în cadrul cursurilor de la facultate. Studenții nu prea au opțiuni reale pentru practica în intervalul acesta de studii. În general, merg și fac rost de o adeverință sau stau câteva ore undeva și nu rămân cu nimic practic. Ori aici ei fac 60 de ore de activități practice cu tutori care sunt specializați și foarte buni exact în domeniile în care studenții se pregătesc și exact pentru carierele, meseriile pe care și le doresc, pe care le vor face când termină facultatea. În final vor rezulta un număr de ONG-uri care, potrivit reprezentanților, pot fi oricând funcționale. La finalul stagiului de practică, fiecare student va primi o subvenție în valoare de 1.100 de lei.